că la ședință sunt prezenți cu numărul de aplicații, cu numărul de consilier local, în total, cu numărul de local de funcție. Lipsește motiva domnul consilier Bulac Adrian, nu se cunoaște motivele pentru care nu vine la mine. Motive medicale, cum a văzut. Înainte să mergem mai departe, în primul rând trebuie să vă prezint referatul secretarului municipiului cu numărul 26.153 a lui 2015 cu privire de la realizarea hotărârii Consiliului Local 177 din 29.10.2015 privind stabilirea în bolii felicitatea locală pentru anul 2016. În esență, considerentele secretarului municipiului de realizare se referă la articolul 16 aliniatul 3 din anexa 8 cu privire la organizațiile care au fost dat urmat de către primărie până cel târziu la data de 31 martie anul în curs pentru anul curent pe baza declarației pe propria răspundere autentificată la un notar public. În esență, secretarul consideră că în sfârșit nu sunt îndeplinite prevederile articolului 3 aliniatul 1 litera a legea 50/91 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. De asemenea, nu sunt îndeplinite prevederile de act 41/43 din legea 230/2007 privind înființarea, organizarea cu modul de redactare a hotărârilor și proiectelor de ședința anterioară dată la această obiecție. Dacă nu sunt obiecțiuni, supun la loc. Cine este pentru? Cine este pentru? Abține, un vot împotrivă. O abține. O abținere. Domnul Suteu Octavian. Domnul președinte, dar așa vreau o intervenție. Vă rog. Deci, domnul jurist, domnul Funță Petrân, deci are documentul legal, este fericit, ca să este în locul doamna Bizon. I-a apărut o problemă de sănătate în urmă cu loterii 4-3, motiv pentru care eu persoan am spus să meargă la spital sau știu eu să vadă de sănătatea domniei sale. Acum, anumite probleme care probabil pot să apară în timpul ședinței, în vedere faptul că la prima ședință trebuie să intervin eu pentru a spune că trebuie să-i dăm girul și să îl încurajăm. În așa fel încât să considerăm că este într-adevăr un conducător de 24. Deci dacă sunt anumite probleme și așa, le mai corectăm din mers. Nu avem mai mare, multă experiență și sper să fie o ședință care să-și atingă scopul. Eu și devenim la un amendament la un proiect de hotărâre, dar părerea mea este că va trebui să lăsăm ordinea de zi așa cum este și să lăsăm punctul respectiv la momentul în care îl discutăm. Deci nu are rost fac o punere acum. Mulțumesc. Și eu mulțumesc. Și eu mulțumesc frumos. Atât. Procesul verbal de la ședința anterioară se adoptă cu 16 voturi pentru și 8 voturi. În continuare, atenționez în legătură cu necesitatea respectării prevederilor art 7.77 din legea 393/2004, colaborată cu dispozițiile art 46 din legea 215/2001, privind existența unui stări de incompatibilitate sau un conflict de interese a reșilor locali, în situația adoptării unor hotărâri reștiințe pe ordinea de zi. Consilierii au obligația să anunțe înainte de a se intra în discuție acest lucru. S-au făcut cu domnul președinte. Da, mulțumesc. Mulțumesc în mod deosebit tuturor invitaților care participă la ședința noastră. Pe ordinea de zi astăzi avem un număr de 23 de proiecte de hotărâre și o informare la care se adaugă un proiect de hotărâre suplimentar. Dacă îmi dați voie o precizare, proiectul de hotărâre se scrie punctul numărul pe ordinea de zi. Da, mulțumesc. Deci avem un proiect de hotărâre suplimentar și cele 23 din listă, plus o informare. Cine este de acord cu ordinea de zi? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Bună asta, participarea vă. Unanimitate.
s-a dat tot din alegitul proiect suplimentar, da. Da. Și atunci proiectul suplimentar numărul 1, privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Citeu Octavian, căruia doresc să-i dau cuvântul înainte de a face următorii pași. Da, mulțumesc, domnul președinte. Deci acum e clar. Am venit de sentința de la Curtea de Apel Târgu Mureș, definitivă irevocabilă. Eu, în momentul de față, mă retrag. Ce au fost până acum poveștile, toți m-au cârfălit în orașul ăsta, m-au făcut fel și chip. Vă mulțumesc, stimați colegi, să vă dea Dumnezeu sănătate, succes și stau bine de mine. Eu mă retrag. Aș dori numai poziție să nu plecați. Bă, eu nu m-am cunoscut decât în vedere. Știu că v-ați câștigat aici mandatul, presurprinderea mea, alergând și discutând cu oamenii din Sibișoara. V-ați bătut pentru ei. Am apreciat mult activitatea cu copiii care ați făcut-o înainte de a fi consilier. Nedumerirea mea legată de activitatea dumneavoastră, v-am spus și cum și public, este că prin activitatea dumneavoastră de 4 ani în campania electorală, a scos un deputat de Sighișoara. Și asta a fost și, să zic, mecanismul extragerilor acolo și aranjamente de partid, dar a fost și munca dumneavoastră, ați convins oamenii să dea votul acestui partid, care nu mai există, am înțeles acum. Și acel deputat m-a exclus. Acum, cel mai dureros pentru noi și asistăm de 3 ani jumătate este ceva neimaginat. Toți primim de la ani tot felul de scrisori la care trebuie să vedem în explicații sau institutul în primăria. Nu înțeleg un deputat de Sibișoara în 3 ani jumătate, un colegiu totuși, un colegiu din centrul României, indiferent dacă ar fi și de la periferia României, are plătite cheltuieli de birou parlamentar de 3 ani jumătate. Cu șefă de birou, cu și rog pe colegiul și executivul să luăm o atitudine, că nu-i vorba numai de Sighișoara. Colegiul este mare, reprezintă și state și comună, de asta știți dimensiunea colegiului. Acest domn parlamentar, care, repet, și cu ajutorul dumneavoastră, direct, nu indirect, au ajuns parlamentar în colegiul în care și municipiul nostru, nu a fost o zi. Eu mai vorbit cu multe lume, dacă l-a văzut cineva aici în Sighișoara. Știu că își încasează dreptul de birou parlamentar, de șofer, de secretară și tot. Cred că, eu am mai spus-o și anterior, ar trebui să facem o adresă atât către Camera Deputaților, cât și către această agenție care se tot primește cere. Și vă rog la sfârșitul ședinței, și dacă sunteți buni, o să semnezi o ordine, o petiție, dar să vedem. Nu putem să lăsăm, cum să zic, unicat, cred că, în istoria alegerilor, un deputat în Parlamentul României să nu vină nici o zi să-și încaseze drepturi. Și eu aș fi vrut, v-am spus, să-l invităm aici să explice. Îmi pare rău că ați, și dumneavoastră ați fost inactiv în acest an de zile. Ați avut tot timpul să contestați direct pe partidul dumneavoastră. Am înțeles că nu există. Să fi făcut presiuni să vină în fața Consiliului Local Sighișoara să explice de ce vă exclude din partid. În orice caz, ce ați făcut pentru copii, rămâne bine făcut și noi v-am rugat să continuați această activitate, că, din păcate, de copii, în afară de profesori și de câteva școli, nu se mai ocupă nimeni. Noi suntem aici și nu uităm. Și vă vom sprijini cu toate inițiativele pe viitor. Vă mulțumesc, domnul președinte. O rugăminte mi-am domnul primar executiv. Acum 2 ani jumate s-a adoptat în Consiliul Local în hotărârea sala de la Mircea Eliade, denumirea lui domnul Grabowski, care eu am fost cu inițiativa și au trecut 3 ani de zile și nu s-au făcut nimic. Și vă rog să, dacă puteți, să urgentați treaba.
ambalist în locul din Sighișoara, care a fost campion mondial și olimpic. Da, aceasta, dacă îmi permiteți, domnul președinte, această problemă mi-a fi aplicată și în urmă cu câteva zile. Eu vă promit că o să intre în aplicare, am vorbit deja cu doamna director de la Vicentrale, și o rezolvă, cred că, știu eu, o lună, jumătate, două luni de zile maxim se va rezolva. Dar am și ceva cu totul special vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat cu domnia voastră. Eu vă mulțumesc. Eu cred că aici, pentru ceea ce s-a întâmplat cu dumneavoastră și ceea ce s-a întâmplat în Consiliul Local, o vină foarte mare o poartă partidul dumneavoastră. Nu vreau să-l completez pe domnul Oprean, deputat și așa mai departe, vorbesc de partid, pentru că există un principiu foarte clar. De fapt, e un regulament și este chiar o lege. În momentul în care un consilier local îi se propune retragerea sau îi se dă retragerea ca, știu eu, hotărâre prin Comisia de Etică și Disciplină din mandatul de politic, să zic așa, automat în locul domniei sale trebuie să vină de drept cu alte persoane. Problema care era partidul dumneavoastră nu s-a întâmplat și eu v-am mai spus-o personal și așa mai departe, cu diferite ocazii, pentru că în acest, dacă se aplica această regulă, eu sunt fel convins că n-ajungeam aici. Așa, s-a derulat un proces pe bună dreptate dumneavoastră, v-ați cerut drepturile în instanță și nu zic din păcate sau din fericire. Asta este rezultatul acum. Dar eu îmi permit și vă fac public că partidul a greșit cu domnia voastră. Nu ne-a motivat, sub niciun fel, poate nu era dreptul partidului să ne motiveze aici în Consiliul Local, expunerea dumneavoastră, dar trebuia să facă cu înlocuire automat. Am avut foarte multe cazuri și cu asta închei. Am citit și eu în presă și am avut cazuri la nivel de Consiliul Județean Târgu-Mureș, când procedura a fost foarte simplă. S-a chemat la fața Comisiei de Etică și Disciplină, ceea ce probabil dumneavoastră nu s-a întâmplat, nu știu, îți retrage în sprijin politic, poftim documentul respectiv la București sau la nivel de județ și poftim înlocuitor. În așa fel încât Consiliul Local să ia act de înlocuire respectivă. Deci vreau să spun că partidul aici a greșit. Da, domnule. N-are rost, eu nu v-am pus să vă spun acum teorii. Eu știu cum am fost îndepărtat, să le dea Dumnezeu sănătate la pentru activitate, care... domnul Sumeu, noi vă mulțumim. Ce să zicem? Asta e. Noi mulțumim. Domnul mulțumesc de bine ca sufletul pe care l-a avea colegul nostru pentru Sighișoara să l-a da. Înainte de a trece la punctul numărul 2. Okay. Fără să-mi facă plăcere să pun la vot proiectul de hotărâre numărul 1. Cine este pentru? Deci, unii colegi este vorba de proiectul de încetare de drept a mandatului și consilier. Se pare că totuși colegul nostru ne-a dat un drept să putem să dăm drumul. Așa că vă rog să procedăm în consiliere. Cine este pentru? Împotrivă. Abțin. Mulțumesc. Domnul Șuțăr, nu mai fac un și colaborat. Se adoptă proiectul hotărâre 187 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Șuțăr Octavian. Unanimitate de voturi, cu mențiunea că nu fac un și colaborat domnul Șuțăr Octavian, care de fapt așa că reprezintă. Pe cale de consecință, din acest moment, sunt prezent la Șuțăr Octavian, 12 consilier local, din totalul de 18 consilier local. Înainte de punctul de informare, aș dori să dau cuvântul în ce privește cartierul Mironi Agu, doamnei, pentru doar câteva momente, pentru că dânsa nu are timp să rămână la ședință. Vă rog. Bună ziua, domnule consilier, domnule primar. După atâția mai de ani de zile de lupta noastră, oamenilor de acolo,
apa potabilă, pare ridicol să mai sunt de vorbă de apa potabilă. Ședința de astăzi coincide că și la noi astăzi curge apă la robinet. Totul intră în contradictoriu cu multe persoane de aici care ne-au spus că nici în 10 ani de zile nu o să avem apă acolo. Apa astăzi curge, am avut sprijin de la oameni minunați, într-adevăr s-a făcut pe cheltuiala noastră a cetățenilor, vorbim de foarte mult spațiu, multă extindere, pe circa 450 de metri. Aș vrea să mulțumesc la toată lumea care crede că m-a sprijinit. Nu pot mulțumi la toată lumea, pentru că mulți dintre domnul consilier de aici nici măcar nu știu unde e strada respectivă. Am un video care nu vreau să vă întrețin, dar o să încerc să ajungă la dumneavoastră, la toată lumea, ca să vadă situația străzii. Astăzi, după această lucrare care s-a executat, situație cu care de atâția mai de ani ne confruntăm, eu aici când am ajuns la primărie o trebuie să-mi schimb încălțămintea și eu mă gândesc că dacă sunt plătituri de impozite și vreau ca banii ăia indirect să se întoarcă la mine, eu plătesc exact ca vecinii mei, sunt pe o stradă, pe un statut și am nevoie, avem nevoie să ne sprijiniți măcar atât. Să se stea de vorbă cu cine trebuie să se stea, cu Ecoservu, domnul Olteanu, să prevadă lucrul ăsta. Bună ziua, domnul Olteanu. Aș vrea ca să țineți cont, știți unde este strada asta, domnul Olteanu? Nu eu prevăd de lucru. Nu dumneavoastră, dumneavoastră vă ocupați și administrați banii noștri. Eu dacă eu primesc sarcină ca să aloc acest ban, e aloc. Acolo sunt de vorbă și de o parte de teren a primăriei, în video respectiv o să vedeți, îi rușinos ca pe terenul primăriei să funcționeze, ceea ce funcționează domnul Bâlnea, o pot la fața domnului, o văzut dumneavoastră, domnule primar, ați văzut, știți, de atât se anunția nicio măsură. Mai avem și un civil liber lângă Noroiul și mizeria de acolo, care mortul îi, la margine, lângă poartă, iese afară, azi mâine din Rotana. Ies morți afară din civilii, așa e de dezastru. Acolo, s-a drumul. Da. Suntem de minune. Vă rog foarte frumos să luați cunoștință de cauză. Iarna, uite noi, nu mai e un cartier care nu are acces. Nu mai avem acces. Mai ne-am făcut noi cât am putut pe terenul Nicovare. Am spart un gard acolo și am făcut o gaură ca să putem intra, să mai ocolim pe la biserică. Dar credeți-mă, nu se mai poate. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Da, domnul. Nici măcar nu vreau să le vorbesc. Mai mic nu vorbește. Eu pornesc de la premisa că dacă vrei, poți. Asta este una. Este regretabil azi în 2015 să se întâmple ceea ce s-a întâmplat la dumneavoastră, adică mă refer în ani de zile. Sigur că pentru a face ceea ce am făcut, vă spun foarte sincer că am făcut și un foarte, dar foarte, foarte mic compromis care nu afectează cu nimic realizarea vis-a-vis de ceea ce s-a făcut acolo. Adică mă refer la un lucru bun pentru a intra în normalitate. Ce vreau să vă spun și cu asta am încheiat, am văzut pe acolo, m-am văzut și eu de vreo câteva ori acolo, dumneavoastră acum mi-ați prezentat înainte de a veni ședință situația în fapt. Drumul, într-adevăr, ar trebui să încercăm pe cât posibil să-l pietuim. Adică să-l reparăm, nu să-l pietuim. Aici, domnul Moldovan, ne revine o sarcină nouă, chiar dacă sunt sărbătorile de iarnă, suntem în preajmă, trebuie să luăm atitudine să facem ceea ce de oamenii de acolo au nevoie. Adică să nu meargă cu cizme, de la un cap la altul, în așa fel încât să intre cât de cât în normalitate. Adică se poate circule pe mașină, probabil, se poate circule dânsii, sunt copii care merg la școală. Deci, doamna Sorica, promite că într-o săptămână, jumate, două săptămâni, chiar că e timpul care e, vremea care e, încercăm să rezolvăm cât putem să ne apropiem de normalitate. Deci asta vă promite. Sigur că nu o să fim mulțumiți vis-a-vis de lucrarea care o facem. Dar așa nu se poate. În halul care e acum, drumul acolo, nu puteți să circule. Deci ne luăm angajamente ca să rezolvăm problema. Și le mulțumim. Mulțumesc, domnul. Și toți alături de cu care îl așteptam să apară ca suplimentară informare, începând cu centrul de noapte.
alătura centrului de zi, am înțeles că a fost reținut, acolo e o problemă serioasă, trebuie... Nu, rezolvăm problema, am vorbit cu domnul Protopop, ieri și alaltă ieri, și o rezolvăm pe vechea variantă. Deci nu avem altceva de făcut. Este inadmisibil la centru de noapte, unde acum este, cum să vă spun, ca număr de 4 de locuri, este la maxim ocupată, de ocupat, să nu putem să alocăm acești bănuți, deci e vorba de 120.000 de lei pe an, așa fel încât cei care merg acolo în condițiile în care sunt primiți, și ce fac pentru ei, în așa fel încât oamenii să fie curați, să fie spălați, să le se dea o mâncărică, nu putem sub nicio formă să mergem pe alte variante decât aia care am avut. Mulțumesc. Îmbrăcăm în formă legală toată treaba respectivă și la ședința următoare, deci care va fi pe 17 decembrie, o să venim cu un proiect de hotărâre în așa fel încât această treabă să fie reglementată. Da. Domnul Spuneți, atât. Vreau să vă spun că centrul de noapte din Sibișoara cu care eu l-am sfătuit între 4 cu domnul Popovop să nu-l facă. Știți că sunt membru fondator și părintele l-a făcut cu soția lui, dar nu a fost cu ideea medicală în 2004 pentru centrul de noapte. Am spus, părinte, centrul de noapte să nu faceți, că nu o să dormiți niciodată noapte. Pentru că acolo acești oameni creează niște probleme imense. Sibișoara, pe lângă centru pilot, trebuie să știți, centru de zi a Bisericii Ortodoxe, centru pilot în România, pentru Biserica Ortodoxă, deși unii tot dau cu piatra, că nu face nimic, că face biserici, catedrală. Sunt lucrări ale bisericilor creștine de România, care și filantropie ortodoxă, care sunt numeroase. Este un proiect pilot în România și centrul de noapte din Sibișoara, m-aș bucura să aibă, să fie încă câteva sute ca el. Rezolvă niște probleme sociale imense. Acum, de 3 zile de când a început vinsoarea asta slavă, au murit 3 persoane. Da? Deci nu au venit gelul. Oamenii sunt în niște condiții acolo absolut remarcabile. Au fost prevăzute acolo 9 locuri, acum sunt aproape 18. Mergeți într-o seară după ora 8. Avem o invitație, toți consilierii la centru de noapte. Cu tot. Nu se poate să... Eu vă mulțumesc că promis, trebuie să-i liniștim pe oameni, că nu se poate. Da. Ei cerșesc internațional, peste tot ați văzut ce recupări s-au făcut. Acum oamenii ăștia de pe stradă sunt ai noștri. Deci, și trebuie găsit de urgență și... Este singurul rău că vreau să-i dea părintele protocol. Și singurul fel din oraș în care situații de urgență pot primi oameni. Spitalul este limitat pentru că nu are abilitatea. Alte instituții nu sunt. Și poliția și spitalul au contracte de colaborare pe tema asta. Noi trebuie să recunoaștem. Cu zâmbetul vă spun de data asta, a spus la mine domnul președinte în urmă cu 2 zile și am luat atitudine și ceea ce spunea domnul doctor, cu zâmbetul vă spun să reiau ideea, ceea ce face centrul știți de noapte, e că ne rezolvă nouă executivului și Consiliul Local probleme la care noi va trebui să ne supunem, să-i preluăm pe aceștia. Și atunci, eu zic că este o mare mulțumire vis-a-vis de ceea ce fac pe domnile lor acolo. Mulțumesc. Și eu. Trecem la punctul numărul 2, informare, proces verbal al grupului de acțiune comunitară. Dacă mai aveți ceva de adăugat în acest punct, mulțumesc. Punctul numărul 3. Da, vă rog. Nu l-am citit informarea asta, pentru că e interesantă și o propoziție. Chiar foarte interesantă. Este din tot grupul ăsta din 17, numai 2 au fost. Că numai 2 este de acest. Înseamnă că e ceva... Asta, ca să fie, nu? Că ai informat și ceva ce se va întâmpla. Ținem aproape. Deci la acest fel s-au întâlnit în data de 5 a 11, au discutat lucruri foarte frumoase pe două pagini interesante, de fapt. La două persoane. Nu 7. Eu nu vreau să-i contrazic pe domnul colega nostru, Marian Beca. Sigur că a delat. Două semnături. Da. Acolo s-au prezentat aproape toate persoanele care sunt scrise aici. Da, cu prezența, că și eu am participat de calitate de invitat.
Iar ceea ce se scrie aici, în acest material, l-am făcut și un comunicat de presă, apropo de ceea ce s-a întâmplat acolo. Unu, curățenia s-a făcut de către cetățeni, de către oameni de acolo, de Parigului, cu logistica asigurată de primărie, împreună cu șutele cu sal. A doua chestiune care s-a hotărât și s-a propus este când a exclutit pe elevii care fac navete la gimnaziile 2 și 3, la cursuri, deci elevii, vorbesc de elevi, prin acest abonament care vrem să-l dăm cu titlu gratuit. Eu am discutat cu domnul director de la APT și în următoarea ședință, deci ordinară, o să vin cu proiect privind scutirea acestor elevi, cu o singură condiție, public o spun și asta. Să frecventeze școala. Nu să-mi vină în oraș, să facă în dute vină. Și în sensul ăsta, a vorbit cu cei directori de la, cei doi directori de la Generală 2, Gimnaziul 2, se spune altfel, și 3, să fie monitorizați așa cum trebuie. Așa fel încât pe acești copii se obligăm să meargă la școală. Pentru a rezolva, a rezolva cât de cât, zic eu, impactul social care știți foarte bine că e acolo. Deci asta ar fi opus. Le-am promis pe drumul, de la asfalt și până la prima casă, încercăm cu un autodreder și aici va trebui domnul Bărbat să intervenim, nu este o lucrare extraordinar de mare, care o facem, ceea ce a rămas agățat din ceea ce s-a propus acolo, și o problemă deosebit de delicată constă în faptul că ei vor săracii, săracii, vezi, zic, îl compătinesc, că sunt oameni. Săracii vor să îndiguim această vale care, de fapt, face tot mai multe alveole în zona podului, de acolo. Și tare mi-e frică să nu cumva, dacă sunt niște precipitații mai intense, care sigur vor apărea anul viitor, să fie acest post suspendat sau poate chiar anulat. Și atunci, cu Apele Române am discutat deja, să ne dea o derogare, în așa fel încât această alveolă creată în zona podului să fie umplută și ca să simte cu normalitate sau sigur normal în ceea ce privește deplasarea pe acest post. Eu zic că, de moment, nu se va întâmpla, Doamne ferește, nimic, pentru că nu o să avem voie prudențială. Dar în vară s-ar putea să fim sub un pericol foarte mare. Asta e ce am vrut să fac, că nu mă crește, da. Vreau să-i spun colegul meu, acolo au fost cu oameni, am fost și eu, fiindcă... A, și creierul unui aftă spună perspectivă. Scuze, domnule, acolo sunt niște probleme care, să zic așa, sunt istorice, care vor exploda. Acolo nu sunt numai, sunt cetățenii a orașului Sighișoara, unii plătesc impozite și trebuie să-i separăm cu aia care sunt cetățeni onești, muncesc, nu fură. Eu, de exemplu, nu încui mașina în fața casei și se lungă ei. Vă răspund că nu mi-a spus nimeni că trebuie să ne semnăm acolo. Nu asta e problema. O fost pentru prima dată de, și în afara campaniei electorale, că la ei să mergem în campanie electorală. Și dumneavoastră și toți colegii să merge pentru votul de acolo în campanie electorală. Oameni foarte responsabili. Asta am apreciat prima dată cu organizatorii serviciului social, o invitat în comunitate, oameni cu care ne putem întâi. Care își plătesc impozite, care își trimit copii la școală, care, deși n-au apă potabilă, spală și tot, ei au cerut în esență un singur lucru. Să li se asigure prin munca lor și prin banii lor condiții demne de trai în sănătate. Nu se ducă, de exemplu, fetele lor care sunt așa noastre îmbrăcate și civilizate, să ducă pe dicuri să-și facă nevoile, să li se dea tinerilor locuri de muncă. Asta cer ei, să muncească. Fiindcă țiganii pe care noi îi considerăm țiganii noștri, ei lucrează și în Ungaria, și în Austria, și în Germania, nu pot lucra în Sighișoara. Și mai vechea probleme care tot o reflectă aici pentru executiv, dar vorbesc așa, în ochi, deci v-am spus, sunt cel mai în vârstă dintre dumneavoastră. Un after school este, cum să zic, studii făcute, cea mai bună metodă pentru romi în toată România. Și noi dacă o facem asta și sunt organizații care vor să ajute și tot și ținem pe copiii aia până la ora 5 la școală și profesorii aia trebuie cumva o masă caldă care nu e o avere, atunci salvăm și pregătim, cum să zic, forță de muncă Sighișoara. Nu se mai duc. Știți că sunt s-o, repetați, s-au interesat manageri pentru să aducă în ceilalți. Deci a fost o discuție serioasă.
le mulțumim celor de la Serviciul Social și pentru prima dată a fost un dialog în afara campaniei electorale. Că de obicei, peste 6 luni, sunt convins că se merge tot săptămâna la ei. Mulțumesc, domnule director. Punctul numărul al Unității Administrativ Teritoriale pe 2015. Avizul Comisiilor Buget, domnul urbanist favorabil, comerț, favorabil. Social, favorabil. Juridic. Favorabil. Mulțumesc. Dacă aveți discuții de acest lucru, vă rog. O să avem o mică intervenție. Această rectificare de buget cuprinde niște chestiuni foarte, foarte importante. Sper că s-au parcurs. Sper. Anume, se leagă de blocul antenele care l-am demarat, zic din timp, cu cheltuielile încă nu este, blocul antenele, că nu este încă făcut de perioada, primirea perioada, între anele propriu-zis și noi primărie. Urmează săptămâna viitoare să fie scriptic pe dat. Și pentru aceasta am alocat pe spirit rectificare bugetară ca să demarăm toate lucrările cu cel puțin decalate, cu cel puțin în avans, cu cel puțin 3 luni de zile, că dacă procedeam la face această nu rectificare, această bugetare în luna februarie, întârziam predarea acestor ANL-uri cu poate 3-4 luni de zile. Ne prindească și povești, sigur. Acolo e undeva aproape de vreo 14.800.000 de lei vechi, cu TVA, cu tot, lucrarea ce înseamnă apă, canal, partea exterioară, amenajare, părculețe și alte chestiuni. Gazul, vreau să vă informez că este în regulă, deci avem aprobare. Curentul electric, există aprobare. Și urmează că aceste lucrări se scoate la licitație și în paralel se rezolvăm. Sper că în 4 luni, 5 luni maxim, această problemă să fie rezolvată acolo. În așa fel încât oamenii să intre în posesia celor 100 de apartamente. Da. De asemenea, în rectificare mai cuprins, vis-a-vis de strategia care avem la nivel de municipiu Sighișoara, bani pentru unele studii de fezabilitate privind proiectele europene, adică legate de cetate și anumite asfaltări în zonă. Voi reveni cu detalii după ce deja avem SF-urile făcute, PT-urile și celelalte chestii. Mulțumesc, domnul Tărțe. Un jurist, aș avea o permite până în ședința privată din incendiu să faceți o listă și toate studiile de fezabilitate făcute în ultimii 8 ani și proiecte tehnice, sumele și firmele care le-au făcut și proiecte care nu s-au dus la definirea care n-au fost realizate. Nu informare, da? Oricum o facem. Claudiu, excelent ai intervenit. Excelent. S-au făcut niște studii de fezabilitate în ultimii ani, să zicem, ce mi-aduc aminte. Proiecte? Proiecte. Piața științifică fantastică, care studii de fezabilitate 40.000 de lei. Da? După ce avem sensul de giratorii, avem turnul cu ceam și să se adună astea. Și la viitoare școli. Multe proiecte. Da, da, da. Aveți dreptate. Da, și școala din Părătean. Cum vă făceam dacă nu cerați? Da. Da, mulțumesc. Domnul Petre. Să simplificăm. Ce lucrurile? Este cunoscută. Vedem cu toții că așa este, dar nu reușim să facem nimic. Oricum nu asta am vrut să spun. Se pare de persoană, nu? Bineînțeles. Bine. Este repartit. O vorbesc în lumea personală. Deci să înțelegem că cei 1.626.000 care sunt puși pe rectificarea de buget sunt alocați pentru locuințele ANL în mare măsură, da? Domnul Chiarul. Da, mare măsură. Dar este poziție pe lista de investiții. Ok. Văd cel puțin al doilea an consecutiv în care de la protecția mediului luăm prin rectificare de buget o grămadă de bani înapoi. Credeți că la un moment dat o să vină cineva să ne tragă la răspundere că am avut alocați bani și n-am reușit să facem de fiecare dată, eu zic, ceea ce trebuie. Acum sunt convins că există explicații pentru treaba asta, nu cred că cineva a pus suma la întâmplare acolo, dar și anul trecut, exact o sumă, cred că apropiată de aceasta, n-am. Nu? O să avem la un moment dat când întreagă cineva de mânecuță să ne spună
vedem ce se întâmplă cu mediul, da? Deci se pune bază foarte, foarte mult pe mediu. Domnul Iacu nu este aici. Da, e bolnav. Da, cred că, într-adevăr, cât de curând o să avem o gravă problemă vis-a-vis de groapa de gunoi raportat la levigat acela, nu știu, ar trebui să insistăm oarecum și pe partea aia. Am deci, alocat și pentru levigat. Da. Deci, întrebarea mea este, nu? Credeți că o să avem probleme sau deci, că nu reușim să facem investițiile astea? Suma de 1.400.000, care este diminuată pe capitolul 74.000 este o diminuare legată de investiția de stația de epurare. Care anul ăsta, normal, că nu se mai face, se face de CNI, dar va fi repusă pe buget la anul. Da, așa se repusă pe buget. Nu e nicio problemă acum. Nu. Pentru că nu s-au lucrat deloc. Deci eu am avut alocat suma de 6 milioane de lei, nici care nu s-au pierdut nimic. Și atunci, la sfârșitul anului, toate creditele bugetare neutilizate, dispar probleme, nu urmează bugetul nou. Da, mulțumesc. Altcineva, dacă mă întrebește ce ai făcut lucru? Mulțumesc. Domnul, aș dori să aduc în atenție executivului și a dumneavoastră problema care va exploda la groapa de gunoi și care va fi plătită, cu onorul vă spun, de Municipalitatea Sibișoara. Dacă este posibil să aveți toate curzile îndemână, să avem un control, un precontrol la solicitarea noastră a mediului, organizată de mediul dintre București, care să ne dea în scris că ce se întâmplă acum în Sibișoara este cu presiunile Consiliul Județean, a Prefecturii și toată lumea și-a aruncă gunoiul acolo. Bomba aia ecologică va exploda și de plătit o plătește Consiliul Local. Și noi, că zice, de ce ați fost de acord? Deci eu trec de ani de zile, de două ori pe zi, dus întors. Ce se întâmplă în ultimul an, jumătate, nu este niciun control. Deci, la solicitarea Consiliului Local al Executivului, trebuie să ne acoperim pentru că ne-ați văzut. Degeaba am spus că să nu se aducă, să dau telefonele, partidul ne gândește. Mulțumesc, domnul vice. Trebuie să intervin. Da, nu aș putea să intervin. Că toți colegii cunosc situația cu Schusterul și Petre, și tu o știi foarte bine. Nu putem spune că nu e sub control. Din contră. E sub control. Dar măsurile care până acum s-au luat nu sunt adecvate, nu sunt suficiente. Sigur că la un control de-a mediu și mediu face controle destul de dese, de ce puțin 3, 4, 5 ori pe an. Și avertizează comisia de chestiuni care se luă. Nu întâmplător, am preluat problema la revigării. Nu este veche, de ani de zile. Nu întâmplător, celula care, de fapt, o știți foarte bine, e plină, deja există licitație, să acoperă, pentru că sunt niște mirosuri groaznice care vin de acolo. N-aș putea să spun că săptămâna trecută a venit chiar de acolo acel miros care, de fapt, a năpădit tot ce înseamnă bunătate în Sibișoara. Dar așa a fost. Deci este sub control, este monitorizat. Dar, din păcate, operatorul face ce face și face ce vrea și noi plătim. O știți foarte bine. Sper că după ce deja se definitivează, avem o hotărâre definitivă, apropo de definitivă, în ceea ce privește groapa ecologică, să vedem ce facem mai departe, poate de partea voteară. Asta va fi, părerea mea, ultima și unica soluție bună care va rezolva problema groapa ecologică. Mulțumesc! Altcineva? E foarte important. Deci noi trebuie să sesizăm garda de mediu. Ei știu, dar și ei aparține. De cine amendează? V-a răspuns domnul Sârmă. Să ne auto-amendăm, să ne asumăm incompetență. Ce asta? Acolo sunt probleme foarte grave. Să vedeți cu apele române, se infiltrează... De trei ani jumate ridic problemele acestea. Se infiltrează... Se știe. Deci noi să povestim exact cum se fac din de groapa și mie rog să se simtă dincolo de altfel. Și de până la acolo și la revedere. Întrebarea este, nu putem, pentru că este o situație de urgență. În urmă, discutăm.
încercăm totuși de situație care ne confruntăm toți. Să încercăm să avem un dialog cu cei de la ECOSAC, cu toate că, sau din punctul de vedere, căile diplomatice nu au existat. Să mergi direct pe teatru, cu barda, în contracte, înainte să avem niște discuții cu ușile deschise. Pentru că degeaba se discută între executiv și un SRL cu care sunt contract cu uși închise. Problema că ne privește pe toți ca municipiu. Pe care trebuie să facem o ședință, vedem partele, vedem și să vină, și ei în fața oamenilor, să ne întâlnim în sala festivă, sunt o altă ocație, unde putem întâlni cu toții, și să dezbatem această chestiune, poate dacă și dân și văd că orașul care pune oarecare presiune. Să vedem și punctul lor de vedere, pentru că ne auzim punctul de vedere al executivului. Că nu un contract făcut prost, că bun, acel contract există, în instanță. Cine l-a făcut? De ce l-a făcut? Nu știu, să creăm alte facilități, să intrăm într-o negociere cu dâns și să rezolvăm cumva mai repede situația. Poate putem, studiind legea lumii, să poate găsim o portiță prin care, într-o discuție directă, putem rezolva probleme. Dacă se mai tine procesul 2-3 ani, ce faci? Între timp mai acoperi o celulă, mai închide cu o celulă și noi rămânem cu gunoiul dus la alte bunici, dacă dau drumul la capa de la alte bunici. Da, așa e contestat. Și acolo e o altă problemă. Sau ne trezim că Galațiu, știți că Galațiu duce în Sighișoara. Logice care nu se rezolvă în 30-50 de ani. Acolo rămâne. Da, o problemă. Noi suntem încă un calcul care se sunt. Sau încă un aspect ce trebuie luat în calcul. Dar se plătește taxe de salubritate, sighișorenii astăzi plătesc un anumit nivel de taxe care oricum nu se poate duce. Pentru că va trebui să ducem gunoi în altă localitate, credeți că va fi mai ieftin? Vom plăti bani mai mulți și noi vom avea o bombă ecologică în Sighișoara. Și atunci bomba să putem să bomba ecologică și acoperită de toți. Prefectură, Consiliul Județean, nouul patron. Eu susțin ideea noastră cu administratorul grupului. Administratorul grupului sighișorean și are aceeași interese ca și noi. Patronul și cel care o preluă contractul stă la Viena, dar nu avem niciodată la Sighișoara. Fiți foarte sigur, pentru că am mai văzut situații de genul acesta în țară și au venit la discuție. O să vă dau un răspuns, domnul Sfânt. Da, vă rog. Am demarat problema respectivă. Sper că în ianuarie, poate în februarie, aici dau de plată și eu domnul Sfânt. Încă răspunde la comenzi, dar răspunde limita posibilităților lui. Eu zic să trecem peste. Și atunci am trecut. Angajați. Deci, el, patronul, l-am invitat să vină ori în decembrie, am insistat să vină în decembrie, și mi s-a promis că în ianuarie, februarie va fi aici. Atât? Puneți că în iunie ultima ședință. Da. Să-l aducă și tot la voi. Da, ne mulțumesc. Da, da. Deci eu știu că la grupa de gunoi este în administrarea șustă Necosal, dar înaintea gropii este drumul public, aparține de primărie, eu acolo v-am propus barieră să nu treacă nimeni. De ce nu vreți să puneți Adrian, acolo să aveți pe bază de hotărâre de Consiliul Local interdicție de a aduce gunoi din altă parte? Așa este. Pârghia de a putea să-i oprim. Hai să facem, suntem de minune. După ce prime, groapa va fi târziu. Partidele ridică bariera. Care partid? Haideți să dăm domnul de tot strade să mai ce se supăra. În cazul vostru nu vă dați decât voi telefon. Era o soluție de moment până la rezolvarea litigiului. Domnul președinte, să ne dea el o judecată de ca să voie să pună gunoi. Această bariere de care vorbiți dumneavoastră, așa, am vrut să pun chiar eu, în urmă cu două luni de zile. Dar există bariere acolo. Există bariere, dar nu pentru a face interdicție la cei care vin acolo. Dar de ce? N-avem... Dar să facem o hotărâre de Consiliul Local, că nu dăm acces în groapă. Facem o hotărâre de Consiliul Local, eu vă fac acum, în 17 decembrie, hotărâm, aplicăm regula jocului și cine răspunde în cazul în care... Consiliul Local. Da? Bine. Dar stați un pic, dar avem o hotărâre în vigor. Pentru ce se mai strângă o dată? Nu, nu, e vorba de bariere, Iulian, aici. Domnul, noi avem o hotărâre. Există, dar e numai pentru, pentru ce? Control. Să știm câte tone, câte, nu aducă gunoi. Câte tone de gunoi intră în groapă. Da. Atât. Da. Dar nu e faci interdicție. Bun, dar am respins. Să aducă din alte părți. Să aducă din alte părți. Există hotărâre. Prin eliminare, nu există o hotărâre prin care ei pot să aducă din alte localități. Eu o secundă. Eu am intervenit pe cuvântul de la este o problemă. Mergem cu o bariere care îți fac interdicție la mașinile care duc din alt județ. Ce obțin?
Aici avem media și eu, avem Adita, Galațiu, Galațiu cu CFR-ul, Timișoara, aveți dreptate. Și mai sunt. Numai de țară. Deci în loc de 11 tone maxim, maxim, mă rog, care e o capacitate, plus cele din județ care mai fi 25 de tone, noi avem 60 de tone, 65 de tone. Și să nu uităm de stație pe sucutare care le-au pregătit sosemilea. De acord, domnul președinte, pot face. Să nu-i mai zicea. Da, ne-am apătut de la subiect. Supun la vot. Știți de ce ne-am apătut de la subiect? Ăsta e un subiect mult mai important decât faptul că o să aprobăm pentru corno de plasare, faptul că aprobăm sala polivalentă să poată să... Ăsta e un subiect care, într-adevăr, privește pe toată lumea. Și de asta... Presupunea că ar trebui fi de cei care au răpit copiii. Da. Supun la vot punctul numărul 3. Cine este pentru? Rectificarea bugetară. Mulțumesc. Votul împotrivă. Împotrivă. Abține. Împotrivă. Împotrivă. Două. Abține. Abține. 8 și bun. Nimeni? Nimeni. Te aprobă. S-adopt votările 88. Mulțumesc. Privind aprobarea rectificării bugetului general al unității. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea studiului de fezabilitate pentru mutare, strămutare monumentului general Scariatin, municipiul Sighișoara. Avizele comisiilor buget, urbanism favorabil, comerț, social, juridic. Nefavorabil. Dacă aveți discuții pe această temă, da. Vă rog. Este domnul arhitect în sala. Da, da. Dacă ne poate da detalii mai multe și marșați sau fi și pe zona costurilor, ce înseamnă chiar dacă s-a pus acolo unde e vis. Dacă puteți detalii, ce înseamnă restaurarea sau mâncarea? Pentru că... Aici avem de-a face cu operă de artă. Deci, eu am propus să se facă o restaurare științifică, pentru că știți că toate orașele mari cu patrimoniu mondial au lucrări de artă care, dacă nu le restaurează, le pierd. Noi suntem în situația asta. Putem să nu facem absolut nimic acestui monument, să-l lăsăm să dispară și peste 5 ani să punem o tăbliță vopsită cu altă, aici a fost monumentul Scariatin. Întrebarea era costurile care a spus asta acolo sunt de restaurare. Costurile sunt de restaurare. Deci, pentru proiectul de restaurare, eu sunt arhitect. Nu am consultat cu specialiști în domeniul restaurării pietrei și metalului. L-am contactat pe domnul Alexandru Simnic, cel care restaurează altul de timp de la București. Și mi-a spus în ce constă toată această operație, că nu este numai de mâncare, aici este de restaurare, avem atac biologic, trebuie biocidat, trebuie dus în laborator, trebuie tratat chimic, trebuie impregnat, trebuie refăcute piesele dispărute. La fiecare element care se toarnă din bronz, trebuie făcut un negativ care se ceruiește și până vine bronzul ăla și se toarnă în tiparul respectiv. Adică operația este destul de complexă. Eu am descris în studiul de fezabilitate. În orice caz, dumneavoastră trebuie să știți un singur lucru, că această sumă pe care am dat-o nu este suma maximă. Eu am trimis devizul de două ori înapoi, pentru că mi s-a părut mare. Asta este după ce l-au redus cu 25% față de costurile lor. Din păcate, acest monument, căruia noi îi spunem monument, el nu este clasat nici ca monument de artă, nici ca monument de fond public. Și suntem în pericol să-l pierdem. În ceea ce privește domeniul restaurărilor, se lucrează așa. Se pornește de la o sumă care este o sumă limită, dar ceea ce se decontează, se decontează numai pe situația de lucrări. Adică degeaba vine sculptorul și spune, am pus 10 metri cu de piatră, că nu-l crede nimeni. Vine dirigintele de șantier și spune, uite, numai atât ai executat, atâta să plătești.
Deci, acest proiect, acest studiu de fezabilitate l-am făcut după normele care se aplică la restaurarea monumentelor istorice. Am încercat să iau legătura cu oamenii care sunt cei mai în vogă în momentul de față. Eu nu știu dacă primăria de la Florența și-a pus problema cât costă să restaureze Pietà sau cât costă să restaureze Pietà. Este adevărat că noi nu ne putem compara cu ei, că noi suntem o țară sărată. Probabil cei care contribuie la primăria din Florența dintr-un salar de 2.000-2.500 de euro, își permite primăria să facă 10 monumente pe ele. Da. Mulțumesc foarte. În orice caz, astea sunt prețurile maximale. Sunt descrise acolo cele trei variante, cele trei scenarii. Unul mai ieftin, care înseamnă să nu facem nimic, să aducem monumente fără elementele de unul maximal care înseamnă să-i punem toate insemnele și toate decorațiile și o variantă medie în care să se replice cele două inscripții, cea în rusă și cea în germană și cu cele două stele interioare. Da. Domnul Gherica. Eu aș prelungi un pic întrebarea lui colegul Cristi și eu am citit-o foarte bine. Cele două, dar aș compara-o cu altă lucrare de aici, cu mutarea maternității de la policlinica. Următorul punct. Nu m-a puțin că se leagă între ele. Da. De aia sunt între. Deci ca să mutăm bleul ăla de acolo cu toate arhitectura și cu toată povestea care este domnul arhitect. Costă 1.166.000, iar ca să facem o maternitate cu totul, costă 3.000.000. De ce? A venit chiar de 3, că e numai de 2. Acolo e vreo, aici e 3 lei. Păi ca să facem o maternitate, că practic acolo unde se va face maternitatea vechea policlinică, în Mazituri, pe care... Se va se pune la vot. Și se pare că e disproporția foarte mare. Adică am mutat o statuie de acolo până acolo și să costă 1.600.000 și 3 milioane și ceva să facem aproape un spital nou. Ori statuie e prea scumpă, ori spitalul e prea ieftin. Să ne facem împreună. Domnul vicedar, în demersul ăsta, ne putem baza pe sprijinul austriac sau rus? În principiu, da. Rușii vin și ne americani nu. Dar în principiu, ascultați-mă, vă rog frumos. Lasă, în principiu, da. Eu am prea o discuție cu domnul arhitect. Nu m-a puțin, vă rog frumos, nu m-a puțin. Ideea noastră este că acești bani să fie recuperați integral. Dar cine ne garantează? Cine? Nimeni? Sau în cât timp? Deci, e o chestie în acest moment care domnule lor au venit la noi, inclusiv presa, care de fapt au venit cu tot felul de solicitări, când putem, când facem, când vrem și așa mai departe. Deci, ceea ce a făcut domnul arhitect în acest moment, este ca să mutăm. Pe spezele cui? Deci adresele care trebuie să le facem, că aici o chestie sensibilă cu ambasadele care, pe care le știți, trebuie să le facem în așa fel încât să avem sprijin financiar. În cazul în care nu vom avea sprijin financiar, mai departe nu pot să vă spun absolut nimic. Da. Ne bazăm probabil că va fi făcut o corespondență și 100% se va spune în scris. Și mai este o problemă. Aici este vorba despre două monumente. Deodată este monumentul care se ia, se restaurează și se relochează în parcul Andrei Jabuna. Și cealaltă este stela comemorativă care se va monta, așa este protocolul încheiat cu ambasada. Pe vechiul amplasament. Și aia este tot așa, sculptată în piatră, dacă nu, nu știu, se poate face ceva mai simplu. Dar ideea noastră a fost ca acea stelă comemorativă să reproducă numai fațada una dintre fețele monumentului și să fie pusă acolo cu textul în limba română. Aici și-a pierdut viața generalul prin Scariat, nu știu ce, inițiativa de mutare aparține, monumentul se află în locul X din Sighișoara. Deci este vorba despre două lucruri. Da, am înțeles. Sau despre una și jumătate. Am înțeles, da. Domnul Claudiu. Da. Aș vrea să întreb cum s-a ajuns la localizarea așa defectoasă, încât suntem acum nevoiți să cheltuim 1.500.000 de lei din vina cui? De ce a ajuns între două gaze?
lotizarea bună nerespectată. Da, nerespectată. Și cine e vinovat? Cine a făcut-o? Și cum s-a ajuns în situația asta? Deci noi plătim acum 1,5 milioane de lei din vina cuiva. A cui? Și domnul Mașca sau domnul Jurist, dacă aveți un răspuns, să vedem cine e vinovat pentru... Eu pot să vă dau un răspuns. Vă rog. Lotizarea a fost întocmită de către arhitectul șef și aprobată în Consiliul Local. Puteți până dați în ședința viitoare, mă scuzați, să-mi faceți o informare, cine au fost consilierii care au votat lotizarea asta și cum am făcut hotărârea, când a fost aprobat, și așa mai departe. Da, asta nu a fost de acord să nu există o rădine. Să nu există. Da. Să știm. Eu sunt convins că dacă avem un plan de situație inițial, nu este ceea ce avem acum. Deci, în momentul în care s-a alocat suprafața, de ce și s-a alocat? Da. De detaliu. În așa fel încât să fim edificați cu ceea ce s-a întâmplat. Atât cu teren, cât și loc, cât și metri pătrați, hotărârea de consiliu și așa mai departe. O facem. Dacă astăzi face lucru, putem să o facem. Putem să dezbatem acum și ce e documentația. Da. O facem pe ședința din 17. Da. Domnul Verze. Doriți să profităm de prezența domnului arhitect aici. Să vă mulțumim că profesional ați dat soluții, cum să spun, de bun simț și de profesionalism. Întrebarea noastră vizează una practică, dacă monumentul o să fie încadrat la monumente istorice și ce demersuri trebuie să facă orașul, dar peste un alt. Vreau să vă sprijin să-l vindepări ăsta monumentelor. Asta presupune niște demersuri și niște cheltuieli și alți bani. Cum să spun, în ospitalitatea sa istorică, poporul român, cu zona Transilvaniei, noi ne cistim, cum să zic, mult, toți care au venit, să spun, în excursii pe armate. Aici noi avem o problemă foarte mare cu ambasada și consiliul. Va trebui odată tratată de super fericitate monumentul și nu sunt aici, mă scuzați, nu ține de dumneavoastră, monumentul eroului sovietic, care unde suntem în anul 2, grație domnului 2015, suntem numiți noi românii fasciști. În limba rusă, în limba germană și în limba română. Și care, tot așa într-un context istoric, este un colonel în rezervă care a avut acces în navigele militare, care au făcut scrieri și peste tot și demersuri, este pus ca un fals istoric. Fiindcă s-o dovediți în documente că în Sighișoara și în jurul Sighișoarei nu au fost lupte. Aici nu au fost eroi care nu au eliberat. Nu au fost lupte. Ei au fost oaspeți și să știe, de exemplu, ce au făcut la Biserica Ortodoxă. Vă rog dumneavoastră să ne faceți un studiu de impact, cum poate să fie trecut la monumente. Ce a spus domnul viceprimar? Trebuie contactat ambasada Rusiei. Să se implice. Din păcate, moștenitorul tronului a Burgic a fost în primărie, s-a angajat pe susține Sighișoara. Un viceprimar a fost aici în sala alăturată pentru un oraș. Mulțumesc!
Vă mulțumim. O singură problemă, scurtă. Vedeți că în momentul în care s-a hotărât relocarea monumentului, s-a ales un amplasament în parcul Jacuna, pe aleea care traversează parcul. Mi se pare că amplasamentul ales colț în colț cu locul în care era Ilarie Candy, unde era busul lui Ilarie Candy, mi se pare greșit. Din această cauză, o să vă rog să fiți de acord ca să amplasăm monumentul din strada principală, din Nicolae Titulescu, parcă așa se cheamă, da. Din Nicolae Titulescu, retras 2 metri și jumătate de la stradă, ca să poată fi văzut din stradă și de pe lateral, de pe cele două alei. Și mai este o problemă. Leul ăsta care simbolizează păscariat, în care și-a pierdut viața, aici trebuie să privească spre Răsărit, spre Albești și spre țara lui, spre Rusia. Deci este o chestie de semnificație. Păi să-l punem în altar atunci. Nu, stă pe fundul la gardurile. Să se profileze pe niște gardurile. Să presupunem că nu sunt gardurile alea acolo și nu s-a lupizat nimic. Să ne gândim la situația inițială. Considerați ca specialist că oricum trebuia mutat de acolo momentul respectiv? Nu. De ce să-l mutăm? Comportă o discuție. Acolo nu poate fi supravegheat și nu poate fi apărat. Problema este că vinul de vizionare. Păi de cine? De cine i-a spoliat și i-a vândut și i-a dus la topit bronzul? Eu cu domnul Pascu, astă vară, pe data de 17-18 iulie, am recuperat o bucată din inscripția în limba germană. Ne-a adus-o un vecin de acolo spunându-mi că a găsit-o undeva într-o grădină sprijinind malul de pământ. Deci aici este problema de vidul legislativ care a fost după 89 și până acum când ne dăm seama că este imperios necesar să-l salvăm. Domnul Berce, acolo a fost curat tot și eu am mai depus o adresă în luna august la urbanism și la patrimoniu, din care atrăgeam atenția că există tendințe de spoliere a pieselor sculptate și că am găsit dislocate plăcile de piatră cu circa 10 cm. Și cu domnul Pascu am împins plăcile la loc. Adică situația este foarte gravă. Eu am propus să se facă o cutie de lemn și până când s-o lua o hotărâre, dacă îl mutăm, nu-l mutăm, îl restaurăm, nu-l restaurăm, să fie protejat pentru că monumentul dispare. Deci este opera lui Mai. Deci nu e să rămână cutia așa să fie coală. Și asta, domnul Berce, vă rog. Eu aș vrea să fiu mult mai scurt. Cred că, din punctul meu de vedere, tot cei care suntem aici, ne-am dorit ca acest monument să nu dispară, să nu fie distrus. Că va fi mutat, că nu va fi mutat, este egal care. Suntem puși în situația în care vine o doamnă la începutul ședinței și dorește ca strada pe care locuiește să fie asfaltată, să se facă virgulă, canalizare, să fie în condiții civilizate, pe o anumită sumă și suntem puși în situația în a face ceva pentru istorie, pentru cultură, pentru artă, care costă la fel sau puțin sau mai mult, nu știu. Mai mult. Mai mult. Da? Și atunci suntem puși în situația. Ce ar trebui să facem prima dată? O stradă pe care locuiesc 20-30 de familii sau un monument istoric care are și el însemnătatea lui. Ăsta-i, mă. Da, eu acum cu spirit de glumă. Eu m-am gândit să mărim valoarea de investiții la maternitate și să-l punem în centru maternității acolo, în curte. V-aș putea ruga să folosiți sintagma secție obstetrică ginecologie? Vă rog să da. Deu să știe. Deci, asta e părerea mea. De fapt, aici, dacă se vor găsi fonduri, deci dacă se vor putea găsi fonduri, unde să fie mutat acest monument istoric, sunt convins că cu toții vom fi de acord ca acest lucru să se întâmple. După părerea mea, din bugetul primăriei, cred că sunt alte priorități care ar trebui să se facă. În data de 19.10.2012, cu numărul de registrare 21.959,
grupul nostru IPSE a depus un proiect de hotărâre privind mutarea, restaurarea acestui monument. Discutăm de luna 10-2012. Da. Acum s-a venit o sumă din punctul de vedere fabuloasă. Nu contest că este rupte de costuri reale. Nu. Dar exact ca și colegul Zambrețe, sunt convins că avem multe alte priorități. Trebuie să stabilim ce este important și ce este urgent. Nu putem să le cerem locuitorul din Mirion Neagru să-și tragă apa pe banii lor, atenție, canalizarea nu s-a rezolvat acolo. Adică și-au tras doar apa pe banii lor, în continuare nu este canalizare. Sunt străzi, cum a spus și dumneavoastră, avem cătunul viilor, avem vetiuri, avem o grămadă de zone în spatele centrului, da? Colberii, care sunt zone centrale, în care nu trebuie să investim. Propunerea noastră la acel moment a fost relocarea, mutarea lui într-o zonă mai risită, în aceea zonă, un pic mai, unde sunt acele grădini, multe dintre ele care ocupă domeniul public abuziv. Din punctul de vedere, cred că avem alte priorități în acest moment și să facem... Mulțumesc, domnul procurador. Cum să intervin pe lângă faptul că sunt diverse de acolo din piață, pe lângă contextul istoric în care s-a făcut acel moment, cred că am uitat cu toții, sau cei mai mulți dintre noi, cam ce înseamnă Federația Rusă sau ce înseamnă, ce a însemnat, au însemnat rușii tari. Când s-a făcut acel monument, s-a făcut în amintirea unei invazii până la urmă, pentru că Imperiul Habsburgic n-a reușit să înfrângă armata revoluționară maghiară și să revină sub dominația sa, Ungaria și Transilvania. Și atunci, bineînțeles, împăratul austriac a apelat la cumnatul său, țarul Nicolae I, și omul a venit cu 200.000 de ruși, care n-au venit să planteze flori în Transilvania, ci nici ca să învingă doar. Știm tot cu toții ce înseamnă să vină o armată peste tine. Acesta s-a mai repetat și în 44-45. Marea eliberare a țării noastre, după care suferim și astăzi. Nu numai până în 90. N-am nimic împotrivă să se facă astfel de monument. Nu știu dacă este monumentul nostru. Dacă Federația Rusă consideră că este o comunitate și finanțează integral această comunitate, să ducă frâng de vor. Dar nu cred că noi suntem obligați să facem aceste demersuri în contextul în care știm ce a suferit și cum a suferit poporul român după ocupația rusă, inclusiv în 1945. Este o palmă dată acelor oameni care au suferit în vechiul regim și poate mai suferă și astăzi. Mulțumesc, domnul Pascu. Două lucruri. În primul rând, cu tot respectul, nu consider tot de partea împăratului în 1944 ca și iarna mea. În al doilea rând, avem o corespondență aici purtată cu ambasada rusă. Și rușii mi-au spus în felul următor. Noi dăm banii, voi, ca Sighișoara, ocupați-vă de document. Am primit a doua scrisoare în care rușii mi-au spus că am prevăzut bani. Voi aveți documentele făcute? Nu. O să reluăm această discuție. De timp am primit o adresă și de la ambasada Austriei, de la personalul de la ambasador, care ne-a spus că ambasada este dispusă să se implice în acest moment cu tot ce poate, atâta doar să anunțăm în momentul în care încercăm să facem ceva. Deci, în primul rând, este studiul de dezabilitate, când mă vine proiectul și vreau în discuțiune. Domnul Pascu, da. Ați spus punctul pe ei, trebuie făcut și opiniile din partea fiecăruia sunt conform ce am învățat fiecăruia istoria, bucata lui de istorie. Nu discut aici. Sunt convins că și ambasada Federației Rusă și ambasada austriacă au interesul să mențină acest simbol. Simbolul este de o mențină. Acum trebuie să ne vedem și noi interesul nostru al orașului Sighișoara. Ce greșit orașul Sighișoara? Proiectul ăsta a fost. Când dezvin poartele, vin nu să planteze flori.
nu a fost, să spun, un avantaj cu cetățenii Sibișoara acest și e discutabil istoric. Dreptul nostru, tot dreptul nostru, românii și-au încălzat pe dreptul meu, acum, de unde a venit ideea să nu se împar cu șacuna? Deci trebuie dumneavoastră, specialiștii și istorici și asta, să faceți și demersurile și să se găsească în amplasament. E un prins ortodox. Iar un moment am fost mințit, chiar de către Andrei și acum. Și acum avem de domnul, în mod de soldați sovietici, care au căzut sub deoperi. Indiferent ce au căzut. Știți că e discutabil cu monumentul istoric. Nu mă supăra. E foarte sensibil și a fost o greșeală al consistului. Și în consistul 45, care au permis, știți că am întrebat în față la Steaua, știți cum a murit acest om? Acest maior, de exemplu, nu este niciun secret. Și-a pierdut viața în urma unui idiot. Nu sunt mulțumesc! Studiul amplasamentului e discutat. Foarte mult pe tema asta, dar